Hei, salutare oameni buni și bine v-am regăsit în episodul 3 din jocul nostru nevinovăția plăgilor sau ceva de genul ăsta. An Innocent Tale of a Plague sau cam așa ceva. După cum știți, am ajuns la capitolul 3 cu Amicia. Amicia, mereu uit numele ăsta. Incoming. Unde suntem? La biserică, unde cred că trebuie să ne întâlnim cu acel călugăr care trebuie să ne spună unde este doctorul care îl trata pe acest copilaș. Hai să fim atenți un pic și după loot pe aici. Why are there candles? De ce sunt lumânările? Întreabă copilul. Lumânările sunt pentru a te asigura că te gândești la cineva. Poți apne și una? Întreabă copilul. Sigur că da. Aprinde copilul și tu o lumânare. Când apreste lumânare, eu o să mai mă învăr pe aici, poate mai găsesc ceva bunătăți, ceva bunătăți. Uite, de exemplu, asta. Eu nu-mi dau voie să merg mai înainte. Watch over them. Pentru mami și pentru tati, spune copilul. A aprins lumânare. Bine, copile, hai să mergem mai departe. Poate îl găsim pe acel popă, care ne poate îndruma către doctor. The sound here. There's an echo. Hello! Hugo, there might be people here. Hugo, să cred că e oameni aici. Nu, oră că e în biserică. Nu fluieram biserică. Și nu cântam biserică. Se pare că acolo este o statuie cu Maica Domnului. Forgive me for the evil I have just committed. Iartă-mă pentru răul pe care doar ce l-am făcut. Amicia, Amicia. You're really squeezing me. Sorry. Mă sperii sau ceva genul ăsta. Îmi pare rău. Bine, hai să nu mai speriem copilul. Pe aici mai este ceva? Nu văd nimic, a? Hai să mergem mai departe. Pe aici? Ce este asta? Oh, a necklace. Am găsit un colier cu rosmarin. Pentru ce este? Can I use it to talk to mommy and daddy? We'll do it together. Pentru rugăciun bănuiesc sau ce a barricade. O baricadă. Why have they done that? De ce am to stop asta? Someone from getting ca in or out? Oprească pe cineva să intre sau să iasă de aici. Dar cine a putut face acea baricadă este întrebarea. Întrebarea cum ieșim acum? A doua întrebare. Parcă văzim un scar aici, da. Hey, look! Uite! There's a broken window and a ladder! Could be our way out! O fereastră spartă și o scară. Poate fi ieșirea noastră. Hai, copile! Come on, get up there! Urcă-te! I hope it doesn't break like the other one! Sper să nu se rupă ca cealaltă. It won't, Hugo. Trust me. Nu se va rupe, Hugo. Ai încredere în mine. Amicia, there's someone there! Amicia, e cineva acolo. What are you doing here? Hei, ce faceți aici? Părinte! Avem nevoie de ajutor! Plecați! Este periculos. N-aveți nicio treabă să fiți aici. Te rog, așteaptă, este foarte important. Părinte, așteaptă-ne. Părinte? A fugit părintele. Of, 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 măi, părinte, măi. Ar trebui să fie el cel care știe unde este doctorul. Ok, uite, aici este stricat tot. Perhaps they're building bigger beds? I don't think that's it. Am găsit ceva aici. Ceva de fabricat. Bun, și mai este ceva aici. Cred că este surf. Surf, surf, bun. Mergem mai departe, paci, păi scările astea. Hai să vedem ce este aici. Cam întortocheate astea pe aici. I know that smell. Gros mirosul ăsta. Medicinal herbs. The monks must have put them in the water to purify themselves. A pus și ăștia în apă ca să purifice. Să se purifice ei sau apă sau ceva genul ăsta. Se pare că și mama lor făcea tot la fel. Ok, pe aici nu mai este nimic, nu? Ceva de luat? Nimic. Hai să mergem pe aici. Hai să mergem pe aici și după aceea, pe unde? Hugo, copile. Flowers. Flori? Unde? Unde sunt flori? Oh, a găsit o floare copilul. They're carnations. We had some in my herbarium. But those ones are prettier. Hugo, we have to keep moving. Hugo, wait, wait, să ne come mișcăm. Here. Așteaptă, what? Vină încoace. It will protect you. Te va proteja. And it's pretty too. Oh. Puțin. Alright. Now we can go. Thank you, Hugo. Mulțumesc, Hugo. Cu plăcere. Acea floare ne va proteja acum de săbi și de sulițele dușmanilor. Uite că am mai găsit și pe aici câte ceva. Bunătăți. Mai e ceva aici sau? E doar o gaură de șobolan. Nu știu ce este acolo. Cred că e un mic glitch sau... Cum bate soarele. Am mai găsit și pe aici câteva bunătăți. Mergem mai departe. Mergem mai departe. Poate îl găsim pe domnul Popa. Domnul Popa! Ești aici? Nu ești aici. Domnul Popa! Nu e nici aici Popa. A, uite-l acolo, bă. Bă, Popa!
Băi, Popo, tu ești om serios, mă, sau ce Father. faci, mă? Părinte, You again. tu din nou, ți-am spus să pleci, doar o clipă, no idea. Nu ai nicio idee, pleacă cât mai știi, cât mai poți încă. Te rog, cineva trebuie să ne ajute, zice ea. Opa, opa, ce-a văzut Popa? A văzut emblema. We are his children. We are looking for Laurentius, the doctor. Îl căutăm pe doctorul copilului. Îl cunoști pe doctorul ăla? Da, îl cunosc. Și știu că avea grijă de familia voastră. A povestit despre voi. Eu sunt părintele Thomas. Prezența voastră aici este un semn bun. Inchiziția a venit și... îmi pot imagina. Dar ce se întâmplă aici? Este mult mai rău. Trebuie să plecați imediat. Dacă nu veți muri. Părinte, sătenii au încercat să ne omoare. Eu nu pot părăsi biserica, dar știu o ieșire. Prin criptele cimitirului sau ceva genul ăsta. I shall try to put you on the path to Laurentius's farm, but after that, may God watch over you. O să încerc să ne arate calea către ferma lui Laurentius, după aceea Dumnezeu să aibă grijă de noi. Toți păcătoșii au plecat pentru moment, veniți. Sau ceva de genul ăsta, sper că am înțeles bine. Ok, hai să ne luăm și noi o făclie. O torță, mai bine spus, ca și în Minecraft, mă că un pic de mai avansate aceste torțe. Părinte, de ce sunt cruci pe satele, pe ușile din sat? A început cu mușcăturile în timpul nopții, apoi boala s-a împrăștiat, apoi la câteva familii și apoi la toată lumea. Oamenii au început să moară, iar când am aflat de unde venea, era deja prea târziu. Și și de unde venea? Suntem aproape acolo. Fratele Morel ar trebui să fie aici. Noi suntem ultimii doi rămași vii. Sau rămași aici, ultimii doi popi. Călugări. Nu-mi dau seama ce să-și dea. Cred că ceva un fel de călugări. Cum erau pe vremuri călugării. Acum 1000 de ani. Frate Morel, acum 800 de ani. 700 de ani în urmă. Da, acum 700 de ani. Rămâi aici, i-a spus Popa lui Anuția. Frate Morel. Frate Morel, unde ești? Frate? Se pare că fratele Morel a seclit-o. Iar pe Hugo a început să-l doară capul. Ce se întâmplă? Părinte! Mamă, ce m-a speriat. Nu! Șobolani! Unde șobolani? Repede! Părinte, nu! Lumina! Dă-mi lumina! Dă-i lumina odată, băi, fartă! Na, ce se mai dă lumina, că l-a mâncat șobolanii. Sunt niște șobolani ucigași. Se pare că sunt șobolani ucigași, fraților. Ok, sper să nu mor pe aici de multe ori. Va trebui să scăpăm de șoareci acum. De șoareci. Și sunt șobolani în toată regula. Cum pot fi atât de mulți? Sunt peste tot. Lumina, le este frică de lumină. Ok, treaba bună că le este frică de lumină. Sper să țină lumina cât mai mult. Este un coșmar. Continuă să mergi, Hugo. Va trebui să lăsăm lumina acolo, că ți-a spus din câte văd. Deci nu pot să traversez peste obstacol cu ceva mână. Ok, stai acolo, copile. Sper că facem mai sunt. Putem să luăm de aici lumină, ceva nu. Ha, uite și pe ce. Nu! Șoareci din nou. Ok, trebuie să ne grăbim.
Plecați, șobolanilor! Nu te teme, Hugo, lumina ne va proteja. Până nu o să tână bățul. Când se va tână bățul, ce o să facem? Ok, Popa a vorbit despre o cale de ieșire prin criptă. Oare pe aici să fie? Aoleu, din câte văd acolo sunt șobolani. Pe acolo trebuie să ieșim, pe unde sunt acele trei statui. Dar trebuie să găsim o cale să ieșim de aici. Ce este asta? Niște sulf. Ne-ar trebui niște bețe. Ia uite aici, stai un pic. Să-ți urcă pe aici. Haide copile, că te ajut. Ok, pe acolo putem să o luăm. Dacă am găsit noi niște bețe, ar fi bine, da? Ce am găsit? Doar niște pietre. Cum putem noi ieși de aici, frate? Fără bețe. Sunt ceva bețe? Aha! S-ar putea să trebuiască să dăm cu praștia în pietrul ăla. Ok. Încearcă să nu te uiți, copile. Nu mai putem face nimic pentru acel om acum. Este oribil, știu. Ușa asta clar că este închisă. Așa, treaba e că am putea să ne urcăm pe scara aia sau am putea să intrăm printre șobolanii ăștia care vor să ne mănânce. Pot să nimeresc aia de acolo? Nu cred. Ok, cum facem? Cum facem? Dacă ne urcăm pe scara, oare am putea să nimerim chestia aia de acolo? Hai să vedem. Deci de aici nu se vede. Sper să nu se rupă scândurile astea să picăm până șobolani. Vom trece în același timp cu chestia care se mișcă. Hai, urmează-mă, copile. Da, trebuie să fim foarte atenți. Să ne sincronizăm. Hai, dăm mâna, copile, odată. Ok, când vine aia, mergem aici. Și acum, da! Mergem odată cu lumina, mergem odată cu lumina. Copilul spune că șobolanii ăștia fac prea multă gălăgie. Iar noi spunem, copile, calmează-te, sunt doar șoareci criminali, ucigași, carnivori. Nu este nimic ieșit din comun. Oh, uite ce de bunătăți pe aici. Și aici, cred că... Ia stai, ce aici? Ah, pe aici am urcat, da. Ia stai să vedem, aici mai e ceva înăuntru? No rats. Uuu, șobolanii! Uuu, ce m-am speriat! Uuu, ce m-am speriat, mâncați ăștia! Stai un pic, ce am făcut aici? Cum facem, fraților, ca să facem acest buzunar un pic mai mare? Așa ceva. Not bad. Not bad at all. Bun, am mai făcut un upgrade la armamentul astea. Ok, aici se pare că e plin de șobolani. Acum, din câte văd eu... Mănâncă... Acești șobolani mănâncă multă carne, da? Așa că am putea noi să drămăm acea carne. Hei, ce e acolo? Vreau aia. Vreau aia, da. Mie să mă prind de șobolani. Dacă aș dărma acea carne... Jos... Dețin ocupat carnea. Iar noi acum putem fugi pe aici. Luăm și chestia asta de aici. Luăm și chestia asta de aici, pentru că ei mănâncă acolo, liniștiți. Mănâncă niște ciolan. Și am scăpat, fraților, de șobolan. Uite acolo, cei trei sfinți. Ne apropiem de ieșire. Se pare că ne apropiem de ieșire. Hai să vedem. Să fie ieșirea pe aici? Sau să fie un alt tank de șobolan? E normal că un alt tank de șobolan. Ce e de făcut? Asta e o asta. Ceva carne să le dăm? Ceva în care să lovim? Am putea să ne urcăm pe masă? Da. Haide pe masă. We'll be safe if we go that way. Vom fi sigurați dacă mergem așa, zice Anucia. Opa. We won't fall. Nu picăm, nu picăm. Întrebarea e cum facem noi acum, aici. Pe unde trebuie să ajungem, e întrebarea, acolo sau unde? Văd acolo jos ceva. Pe aici e ceva agățat, ceva să facem lumină. Văd acolo o bucată de carne. Bun, ei s-au dus acolo. Acum noi putem ieși pe aici, cumva? Cum ne dăm jos? Așa, pe aici. Torța aia! O să ridic asta, du-te și ia torța, copile! Haide, așa, bravo! Hai, că e destul de greu acest buștean. Grăbește-te, Hugo! Nu mai pot să țin. La naiba!
Ești bine? Da. Rămâne unde ești, că este putrezit pe aici pe jos. Cum o să mă întorc înapoi? O să găsim o cale, nu te îngrijora. Atâta timp cât ai torțul, ești în siguranță. Dar tu... ne vom mișca împreună. În felul ăsta, lumina mă va proteja și mine. Ești gata? Da. Haide, încet. Haide, copile, cu torța. Așa, foarte bine. Nu mă lăsa pradă șobolanilor, copile. Vino cu lumina. Uite, este o gaură. Da, dă-mi torța aia. Acum stai pe acolo să te mânce pe tine, șobolanii. E o gaură în spatele tău. Intră pe acolo. Dacă nu, ne întâlnim pe partea cealaltă. E sigură? Da. Bine, măcar oasele poate ți le găsesc. Nu știu, vedem noi. Așa, hai să vedem ce este aici. Niște suf, parcă, și pe aici ce mai avem aici? A, aici trebuie să punem torța. Ok, am pus torța aici. Uu! S-a apropiat prea mult de mine șobolanii. Mie mi-e frică și în viața reală, fraților, de șobolani. Nu-i suport. Mi este foarte frică de ei. Ce a pățit copilul? Amicii, vino repede! Hugo, unde ești? Aoleu, ce facem aici? Luăm un băț. Dă-mi un băț. Hugo, vorbește-mi! Oare s-a dus Hugo pe aici? Unde-s bunătățile astea? Ei, Hugo, va trebui să mă aștept puțin, copile, până iau eu toate aceste bunătăți de la WC-urile astea de aici. Așa, WC-uri de lux. Ok, aruncăm bățul ăsta jos, mai luăm un băț. Îl aprindem frumos. Și aprindem, încercăm să aprindem chestia asta de aici. Cum putem să o aprindem? Pe E. Amicia, sunt aici. Unde ești, copile? Ah, acolo ești. Te-au mușcat șobolanii. Okay. Trebuie să luăm copilul de acolo cumva. Haide. Să mergem acolo la chestia care am aruncat-o jos. Bețele astea ar prea repede. Uite, am ceva pentru tine. Ce ai pentru mine, copile? Unde ești? Stai să nu mă dau prea aproape de... nu-mi dau seama, a aruncat acolo ceva, cred, dar... problema de unde mai au bețe acum, frate. Cum mă pot întoarce eu înapoi la... alea, pe aici pot să urc? Nu pot să urc, din câte văd. Cred că am intrat într-o capcană șobolonească, din câte îmi dau seama, pentru că nu am cum să ajung acolo. Asta e problema. Deci nu am cum să ajung la bețele alea, asta e problema gravă, fraților. Pe aici șobolanii. Ce e de făcut? Pe aici vreo bucată de carne, ceva să-i distrag, să le distrag atenția, nu văd. Ce aș putea să fac, dragii mei? Ce aș putea eu să fac în cazul ăsta? Deci nu am niciun fel de băs, nu? Acolo șobolanii. N-avem decât să încercăm să fugim, dar... dar... no! Prima dată când am murit. Cred că e prima dată când am murit în jocul ăsta, nu? Nu știu sigur. Chiar nu mai avem ce să facem, pentru că ne-a păcălit. Pur și simplu ne-a păcălit jocul. Așa, dacă stau să mă gândesc, stai așa un pic. A, trebuie să am un bățul. Trebuie să dărâm aia jos și să mă duc foarte repede, să aprind aia și să mă întorc înapoi ca să pot să-mi iau alt băț. Deci luăm bățul, îl aprindem. A, dacă s-ar mișca un pic mai repede. Nu! No! Dar de ce mi s-a aruncat bățul, bă? Nu pricep. De ce mi-a aruncat bățul jos? Perfect, thank you. Deci mi aruncă bățul jos după ce aprind asta. Nu vreau să mor iarăși. Sunt un pic blocat aici, dragii moșului. Pe acolo șobolanii. Pe acolo nu pot să fug. Scara ar fi acolo. Cum aș putea să fac să ajung acolo? Ia stai un pic. Of, dacă eram mai atent data... opa, ce mi-a făcut aici lag? Dacă eram mai atent data trecută, n-aș fi murit. Dar n-am fost atent, n-am văzut chestioara. Ia un băț, amicia dragă, și să mergem. Bun,
Aprindem asta și mergem spre scara aia de acolo, pe care sunt convins că și voi o vedeți. Și încercăm să aprindem asta. Gata, poți coborâ, copile. Până adun eu bunătățile astea după aici. Așa, bravo. Îmi pare rău, nu trebuia să te las singur, dar stai că vreau să văd și eu ce ai pus sus pe acolo. E ceva bunătăți pe acolo pe sus? Sunt ceva bunătăți? Sunt ceva. Nu știu cum ajungem acolo. Să luăm chestioarele astea de aici. Bun. Așa, altceva? Pe aici mai sunt câteva bunătăți. Bun. Ok, ceva de la crucea sau ceva de ceva. Vino încoace, copile. Nu-ți face griji că sunt acești șobolani ucigași pe aici pe jos. Ne descurcăm noi cumva. Așa, acum aș vrea să mai iau și bunătățile astea după aceea. Dacă aș reuși. Cred că aș vrea să iau și un băț dintr-o stă la mine. Dar nu-l aprind. Ba da, trebuie să-l aprind. Ok, îl aprindem. Și am impresia că trebuie să ne întoarcem înapoi pe aici pe undeva. Dați-vă la o parte, șobolanilor. Șobolan răi, ce sunteți? Ok. Acum... cred că trebuie să mergem acolo la ușa aia. Bun. Ne luăm un băț de aici. Îl aprindem frumos și trecem până în mulțimea asta de șobolani ucigași. Mai e ceva aici, mă, da? Hap. Am luat și acest salpeter. Abar n-am ce este. Și deschidem ușa și cred că am scăpat din această biserică. Sau poate că nu. The crypt. Oh, thank you. We can get out of here now. Yes. Putem să ieșim de aici acum. Ok, hai să vedem ce upgrade-uri putem noi să mai facem aici. La asta, abar n-am ce este pouch. Dar nu le facem. Stai, reduce... are încărcare, deci încarci mult mai repede acum praștia. Bun, am rezolvat-o și pe asta. Mai e ceva bunătăți pe aici? Mai sunt ceva bunătăți? Nu mai sunt nimic, nici un fel de bunătăți. Haide, urcă copilia. Suntem aproape scăpați. Aproape. Dacă n-ar trebui să trecem prin tunelul ăsta fioros plin de șobolani. Ce este asta pe jos? Yes, we've managed to get this far. We'll be fine. Just stay. Am reușit să ajungem până aici. Vom fi bine, doar stai aproape, copile. Sper să ajung la timp la chestia aia acolo, să o aprind. They did that. You think so? Yes. Cred că un boss dintr-o ăsta de aici, îl aprindem și în ce parte a trebuit să mergem acolo. Sper să ajung la timp la acel celar. Cer nidă, scuze, tușesc. Vai, ce este pe aici, un pereți ăștia mai scheleți și tot felul de chestii care cred că pot îngrozitor. Hai să aprindem asta. Bun, mai sunt bețe pe aici, am un braț de surcele ceva. Cred că putem ieși pe acolo. Din câte văd eu, da. Hai. Ne termin acolo. Hai, de repede. Să mergem la acea lumină, Hugo. Bagă viteză, copile. Bagă viteză, copile. Hiu, era tot paci. Am reușit. Am reușit, da, suntem foarte obosit. Nu mai poate de oboseală, săraca fată. Amicia. Vai, ce mi-e milă de acel copilaj mic. Vrea la mama lui și el. Sărăcuțul de el. I don't want that to be dead. Hugo. Hugo. I want that to come back. El vrea să se întoarcă părinții lui înapoi. Însă asta nu mai e posibil, copile. Din păcate, nu mai este posibil. Foarte trist. O lume foarte crudă. Dragii mei, cred că aici se termină episodul 3 și ne vedem cu siguranță în episodul 4, unde vom continua aventura acestor doi frați. Până data viitoare, v-am salutat. Ceau, ceau și numai bine!